și avea să rămână toată viața trăind, muncind și murind ca un român. Se numea Carol Davidan. A reorganizat din temelii serviciul sanitar, militar și civil. A contribuit fundamental la organizarea învățământului medical din România. A organizat serviciul românesc de ambulanțe care s-a distins apoi în timpul războiului de independență. A înființat o școală de felceri, o școală secundară de chirurgie. A înființat școala națională de medicină și farmacie. După 10 ani, în 1869, înființează facultatea de medicină, introduce concursurile medicale și stagiile obligatorii în spitale, înființează primul azil pentru orfane și un orfelinat pentru băieți, înființează România și a patra din lume. S-a născut la data de 21 iunie 1894 la București. Rămâne orfană de mamă la vârsta de 9 ani și ea asupra-i toate sarcinile îngrijirii celor trei frați mai mici, dar urmează liceul în privat, se înscrie la Școala Superioară de Arhitectură și este considerată o studentă excepțională. A făcut parte din toate organizațiile arhitecților din România. Cunosc defectele, sunt timid și mă controlez prea mult. Și la Paris, o ducem destul de greu. Sunt un nu găsești angajamentul pe ieri. Îmi cam teamă de viitor. Continuăm totuși lecțiile. Copilăria de Beethoven. Imensă actriță și eminent om de teatru, Lucia Sturza Bulandra vede lumina zilei la 25 august 1873. Parcă aș vrea să vie să mă ia. Atunci când speranța și abia aștept să vin la București. Ca să mergi înainte, extrem de dragi rău ceva. Niciodată sentimentele mele nu s-au schimbat. Am rămas aceeași româncă, dar meseria mea... Davidan, una dintre cele mai mari distinții ale statului francez, celebra actriță. Ironia de a fi român că nu ai exprimat un țigitor. Foarte, în fapt, cu siguranță, a fost cea mai mare sportivă a României din prima repetate a Smeonia Piasă și Smara.